prietena noastră Clotilde Armand, da, lume și eu acum, da, își arată adevărata față. Da, și ce dacă? Are adică drept, are ceva... Mă, are dreptul, nu poți să vii tu pe televiziune și să spui șobolăneasă să cedeze. De ce? E dreptul ei. Cine a zis să cedeze? Așa scriu televiziunile tale, prietene. De ce să cedeze? Nu vă las de mine. E dreptul ei. E dreptul ei să nu cedeze. Dar... Da. Și-a arătat și-a pus toate fustele în cap, toată aia. Astea sunt și a... comportamentul ei, exact asta a fost. Uh-huh. Pentru că a fost ținut în brațe de Coldea și de tot sistemul ăsta. Alo? Mai plictisit, gata. Nu, că aici ne certăm. Du-te și căsătorești pentru cu despletită. Hai mă, gata, care despletită? Hai mă, terminați-mă cu Coldea, ați înnebunit. Nu, dar nu despre Coldea era vorba. Ați înnebunit? Nu, dumneavoastră spuneți de Coldea că el nu mai avea putere, nu mai a avut atunci. Nu are. Și Coldea ce? La... Dumneavoastră ați vorbit cum, ați văzut cum vorbea cu ziariștii Clotilde Armand? Păi trebuie, este o brazică, dar nu, asta nu are nicio legătură cu piesa. Cine? Nu are nicio legătură, are dreptul, eu nu am voie ca jurnalist să spun... Și am spus că are vorba, am zis și că nu are... Nu, păi, cu prietenii tăi din presă au făcut asta. N-am spus o campanie împotriva lui Nicu Șordan? Cine? Nu strigai tu la mine cu Nicu Șordan? De ce nu strigi acum? Eu? Păi da. O să strig 4 ani. Păi atunci... Deci, ceva mai rău pentru primăria capitală. Că ați dus o campanie... Nu mă interesează că câștigat. Păi da. Eu sunt ziarist și întotdeauna spun... Foarte frumos. Spun adevărul. I-am luat foile alea, 10 puncte, v-ați enervat degeaba înainte de final. Normal. A luat 15 puncte, avea, cu care a candidat și n-a făcut niciunul. Marș de aici! Pentru mine rămâne cel mai slab primar din ultimii 2000 de ani și n-avea ce să caute aici. Marius. Și un șarlatan. Dacă vrei care 4 ani de zile a stat ascuns în birou și acum a ieșit ca un șobolan să ne spună că... E ok. Și de unde a scos voi că Coldea... De ce... Cine a scos Coldea cu Nicușor? Ce legătură are, mă, cu Clotilde? N-are voie să... Nu, nu, nu. 4 ani de zile au fost pusă de Coldea și de sistem. Unde a pus? Pentru că acest partid... Cine mă ala de la sectorul ăla? Banditul ăla dinainte? Și ce trebuie? Era un bandit. Da, să-l ia miliția. Păi și l-a luat. Să fie sănătos, de la câștigase alegerile banditul ăla. Am înțeles, bine. Păi nu câștigase la numărătoare. Mai e 24. Îmi permis să plec? Nu. Nu, bine, hai, am plecat. Hai. Bun ziua, la revedere. Vorbim, hai. Deci noi întotdeauna spunem ce crezi. Nu vă mai enervați. Ce crezi? Bați câmpii, iartă-mă. Cu ce anume bat câmpii? Pentru că m-am plictisit de tema Coldea. Coldea care face și drege. A condus România și a călcat oamenii în picioare și a băgat în pușcărie. Am înțeles, știu. Și a făcut ce a vrut el. Am înțeles. Și l-a băgat și pe fratele lui Băsescu și pe mai avea un pic. Și l-a băgat și pe fiesa și pe nepoată sa. Și? De unde știi că băgat? Păi suntem într-un stat democratic aici. Păi pentru asta nu, dar nu pentru ce spuneți voi prostii. Păi el a creat USR-ul. Nicu Șordan și USR-ul sunt creația lui și a sistemului. Ce nu vreți să înțelegeți? Da, am înțeles. Știu, am înțeles. Eu asta cred, spun ce cred. Vorbește, mai avem 3 minute, te rog frumos. Nu, eu nu mai zic nimic. Gata, atunci te închidem? Nu. Dar ce să facem? Cântăm? Hai, spune ce aparatură vă luați nimic, acolo. Nu iau nimic, nimic. Hai, vorbim. Păi a zis că aveți nevoie de un cablu, ce aparatură luați? Nu știu. Bine, trebuie să le spune că mai facem, dacă mai bineînțeles facem. Bineînțeles că facem emisiuni în continuare, cum să nu facem? Dacă ne certăm acum, ce să spun, nu mai facem. Dar nu vorbeam de Coldea în contextul de acum cu Clotilde. Eu spuneam, ălea sunt originile, ălea început originile răului. Pe bune. Mă, Marius, nu putem încă o dată. Așa. Am făcut o facultate de filozofie. Tu mă chemi aici, că vin ca un prost. Dacă discutăm de asta, păi nu, mă chem ca analist. Eu n-am voie să explic fenomenele dacă mă chem. Și ce nu le explicați de fiecare dată? Nu explic prin Coldea. Eu explic prăbușirea USR are alte cauze mult mai importante decât Coldea. Bineînțeles că păi da. Și ce stâmpii să îi pun pe seama unui om prăbușirea unui partid? Dar cine a spus asta? Păi tu spui. Dom'le, dăm banda partidul înapoi. Partidul ăsta s-a prăbușit. Eu nu am spus niciodată dar asta. Ce ai spus? Eu am spus că este creația lui. Nu că s-a prăbușit. Nu există. USR s-a creat din nevoia unor tipi spălați pe creier să facă. Sunteți normal? Total de acord. Am făcut facultatea de filozofie. Total de acord. Mă înțelegi încă o dată? De ce dracu mă chem? Vorbesc serios. Nu mă chemați ca analist. Asta e o întrebare la nervi. Păi nu e la nervi. Și trec peste ea. Păi nu, dar trebuie să treci. Păi trebuie vă chem pentru că vă chem de 30 de ani. Și am și eu limitele mele. Bun, și foarte frumos. Alo. Da. Păi, tocmai și, pot să folosesc același limbaj. Bine, gata. Pe când eu de fiecare dată dau dovadă de tandrețe da, în ceea ce vă privește înțelegere. O să fac și de data asta așa. Degeaba dai. Pentru că mă chem pe mine să fac o analiză.
Nu am spus nici măcar o secundă că prăbușirea USR are legătură cu Coldea. Nici în ființare USR. Separați odată, ba da. USR-ul sau... Ok, nimic nu are. USR-ul a fost făcut... O cauză. Pe o cauză, apropo de aia care sunt spălați pe cărci, dar cei care au înțeles asta sunt aia de care v-am zis, dar nu contează, domnule. Dumneavoastră spuneți ceva și până la urmă este dreptul dumneavoastră, cum e și dreptul meu, nu a făcut Coldea USR-ul, nu a făcut nimic. Dar nu am spus nici o secundă că această cădere a USR-ului are legătură cu Coldea. Și separăm cele două etape. Uitați-vă la mine, un minut. Toate tâmpenile pe care le spun ăștia cu Coldea, că este în spatele a tuturor, e o tâmpenie. Cu asta sunt de acord. Puterea lui Coldea a încetat la modul foarte important în momentul în care, acum 7 ani, sau când era, 8 ani, când a plecat. Tot ceea ce a urmat după aia, în mare parte, este legendă. Asta cred eu. Deci numai că eu cred asta. Deci nu are nicio legătură faptul că USR-ul este pe picioarele lui de 10 ani, sau de 8, de când, de 5 ani, de când a fost la europarlamentar. Deci nu am spus nici o secundă asta, nu știu de ce vă enervați. Am spus că s-a prăbușit din niște cauze, din tâmpenile absolut lor. Eu trebuie să analizez asta. Sunt total de acord, dar nu are legătură. Deci Coldea a fost mare și tare cât a fost, după ce a plecat, normal că a rămas cu relații în sistem, că nu trebuia să facă aia, că a profitat de faptul că a rămas cu oameni pe care îi cunoștea, cu judecătorii. Dar sunt două etape total distincte. Iar USR-ul este un băiat mare care se prăbușește pe picioarele lui. Nu că a intervenit Coldea sau că nu a intervenit Coldea acum, pentru că și eu aud tâmpenia asta, că dacă era Coldea mare și tare, nu era scandalul, nu făcea USR-ul, făcea un praf, nu făcea nimic. Deci, orice analiză, ne-am înțeles amândoi? Da. Eu am spus, în calitatea mea de om care fac filozofie, eu trebuie să analizez dacă pun totul pe nu seama asta unui faceți om, întotdeauna și aveți important. Și aici este cea mai importantă tribună când întotdeauna a spus ce ați vrut. USR-ul a pierdut pentru că nu și-a mai respectat principiul. Drulă a fost foarte prost. De acord, de aici a pornit. Au făcut coaliția cu ăia doi. Ce am spus amândoi acum 6 luni? Broasca, Ștuca și... am spus și că n-au nicio șansă și că i-a îngropat chestia asta. Și că eu cred că USR-ul, dacă era, la o analiză rece, dacă era de unul singur și a știrbit din ce an ce însemna USR-ul prin această asociere cu cine? Cu Orban și cu Tomac. Sper să vă ia locul ăla de parcare. Nu, că e acolo problemă. Că dacă ajunge partidul de guvernământ, numai în loc. Partidul de guvernământ, adică PCR, Partidul Comasar Român, dacă... o să cucerească tot. Păi dacă o să fie în tot și toate. Pentru că dacă intră în Parlament, au prea multe mașini ei. Cine? Tomac? Nu, ei, partidul. Partidul lui Tomac? Păi nu. Păi unde să intre? Când ajung în Parlament... Cine, domn? PMP-ul? Nu înțelegeam ce... Nu, eu ți-am dat un exemplu. Eu am... Mă, acolo, iau acolo un trotuar, așa, da? Așa. Și acolo e o mașină lor și da? A mea. Da. Una mare și a mea e mai mică. Așa. Da. Și dacă intră? Dacă intră în Parlament, toate locurile alea vor fi ocupate de aia care vin cu sacoșe. La revedere. Sunt... Cum vă explicați faptul că Băsescu, Traian, Petrov pe numele lui de scenă, i-a susținut pe useriști? Păi ia, mă, din cauza să mai pierdu vreo. Exact, dar puteți să-mi explicați de ce? Care e explicația? Hai, s-a terminat. Vorbim. Hai la Nisa, hai că plaja comunală, îl muște meduzele și tot eu trebuie să am grijă de el după aia și vorbim joi. Ne certăm. E, vorbim joi, vorbim mâine să vedem că ați ajuns cu bine, că e camera cum trebuie. Nu mă vorbim că facem de acolo, da? Săraca Doina. Facem de acolo, da? Facem, da. Bine. Am descărcat 14 volume. L-ai supărat pe Marele Jack. Nu m-a supărat. Zice-o da. Așa. Da, să faci fel de oameni. De acord, știu. Păi da, acum o să zic că uite, s-au certat tu că cu Cristoiu și de asta, pe bune. Da, m-am mai certat și cu Nistorescu, nu m-am... Nu, dar noi nu, eu nu mă cert, eu nu mai am certat odată cu... Hai să încheiem, Marice, știu de atâta vreme. Problema m-am enervat, îmi cer scuze, dar nu stai să spun. Okay. Nu, pentru eu că m-am plictisit de tot felul de aberații de care se... De explicații de 2 lei, Coldea care nu mai poate face. Coldea care nu știu ce... Nu mai poate face de când a plecat. Eu am spus adineauri. Eu am spus adineauri, da? Pentru că m-ați acuzat pe nedrept, nu trebuie să vă cereți scuze, e o dezbatere liberă și oamenii trebuie să vadă... Nu,
Am explicat de ce m-am oamenii trebuie să vadă că e o discuție atât de liberă și că niciodată stabilim niște subiecte, nu știm ce spunem, ce facem. Dar am lămurit-o asta, nu? Pe mine singurul lucru care m-a mai nervat un pic, dar mi-a trecut, era să-mi spuneți că Coldea, că USR-ul, că am spus eu că USR-ul a căzut din cauza Coldea. Doamne, ferește! Nu, dar și în ființare nu a fost o chestie artificială. Răspundea... N-am spus că a fost o chestie Răspundea unei nevoi, mă, public. Adu ceva, că... Răspundea unei nevoi. Domne, am spus eu că a fost... N-am spus că a fost... Am spus că o chestie artificială în sensul că a creat cineva pe baza cererii a unei nevoi extraordinare a unui public de felul ăsta, care era în toată Europa, era și peste tot. Da? Publicul lui Biden ăsta este. Da. Și nu mai exista nici PRM, dispăruse și ăla lui Becali și ăla lui Dan Diaconescu și atunci a fost ca de-aia și a apărut aurul. Pentru că ăștia n-au mai fost ce erau. N-am vorbit amândoi, n-am făcut analiza că uite, au ajuns la guvernare și a fost o încercare îngrozitoare, pentru că erau în bulă. Nu dumneavoastră ați făcut analiza? Da, de acord. Că erau un partid în bulă și trăiau în bula lor și în momentul în care au avut de-a face cu primărie și au... Asta a zis și de Nicușor și de Clotildo.